Fondată în anul 1879, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași este unul dintre cele mai vechi așezăminte de învățământ superior din România. Având peste 10.000 de studenți în facultățile de medicină, medicină dentară, farmacie și bioinginerie medicală, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa este situată în centrul universitar Iași, care, cu aproape 400.000 de locuitori, este al doilea oraș ca mărime al României și capitala culturală a țării. Iașiul este poziționat pe 7 coline, asemenea orașului Roma. Poziționarea geografică a Iașiului facilitează mult accesul atât pe rutele aeriene, orașul având aeroport internațional, cu legături către principalele orașe ale Europei, cât și pe cele terestre din orice parte a globului pământesc într-un timp relativ scurt. Peste 300 de doctoranți și 350 de masteranți urmează sesiuni de pregătire profesională în cadrul Universității de Medicină și Farmacie, aceștia fiind foarte apreciați după terminarea studiilor datorită performanțelor profesionale de care dau dovadă în domeniile de activitate. Punând un accent deosebit pe viața de student, în cadrul universității funcționează 4 societăți studențești și o asociație care îi preiau prin intermediul unor tutori pe studenții boboci încă din prima zi de școală, ajutându-i să se familiarizeze cu unitatea de învățământ, cu profesorii, sălile de curs, laboratoarele, dar și cu micile taine necesare a fi știute pentru o viață de student. Un alt aspect luat în calcul de către tutori este și prezentarea orașului, a locurilor în care studenții își pot petrece timpul liber, dar și locurile utile dezvoltării personale a studenților. Tot prin intermediul societăților studențești, încă din timpul facultății, studenții își dezvoltă propriile proiecte sau se pot implica în proiecte comune pe diverse teme. Laboratoarele Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa, precum și centrele de cercetare dotate cu aparatură de ultimă generație, asigură studenților, pe lângă posibilitatea unei pregătiri profesionale de excepție, un mediu de studiu plăcut, aceștia având posibilitatea de a-și satisface multe curiozități în domeniul cercetării medicale, dar și dezvoltarea unor proiecte proprii de cercetare. Aici, studenții au ocazia de a studia medicina folosind organe și corpuri reale. Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa dispune de asemenea de o editură și o tipografie proprie, dar și de săli de lectură și biblioteci unde se găsesc 10.000 de volume de specialitate în domeniul medicinei. Căminele studențești oferă locuri de cazare în condiții foarte bune, studenții având de asemenea posibilitatea atât să-și pregătească propria masă în bucătăria căminului, fie să opteze pentru meniurile diversificate oferite de cantina universității la un preț în jur de 3 euro. Studenții au acces în spitale de renume, unde alături de medici cu experiență și pregătire profesională foarte bună, au posibilitatea în timpul orelor de practică să își aprofundeze cunoștințele în diverse domenii ale medicinei. Nici cursurile nu sunt plictisitoare la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa. Disciplinele de studiu deosebit de interesante, precum și profesorii foarte deschiși spre comunicarea cu studenții, asigură un mediu deosebit de plăcut de studiu. Datorită pregătirii profesionale deosebit de bune a studenților, absolvenței Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași, aceștia sunt foarte solicitați de către angajatori, indiferent că este vorba despre unități medicale de stat, private sau din afara țării. Viața de student în Iași nu înseamnă doar studiu. Orașul oferind multe facilități de petrecere a timpului liber prin obiectivele turistice ale municipiului, dar și prin multitudinea de activități culturale, majoritatea dedicate studenților. De asemenea, în apropierea Iașiului pot fi petrecute weekenduri de neuitat, parcurgând traseele turistice din cheile Bicazului situate la 175 de kilometri sau munții Rarău, care se află la aproximativ 200 de kilometri. Fiind în apropierea unei zone muntoase încărcate de istorie, nu sunt de neglijat nici obiectivele turistice, cum ar fi mănăstirile sau cetățile zonei. Există însă, dincolo de toate, ceva ce studenții care au absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa vor purta cu ei în suflet toată viața. Mândria de a deveni medic de pe băncile uneia dintre cele mai apreciate universități de medicină din România. Mândria de a fi student la UMF Iași.